Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea. Avem un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul. Un curcan cu greutate pe care vi-l oferim în această dimineață, dar și un premiu de 1600 de euro. Așa că lucrurile sunt complicate. Așa mult? Mucho dinero. Ma. Așa mult, da. 15 kg, adică la asta mă refer. Ioana din Cluj e cu noi, bună dimineața. Bună, Ioana. Bună dimineața. Ce faci, Ioana? Bine, acum m-am trezit. M-a trezit soțul meu cu vestea că mă vei suna. Ioana, scol! Scol, măi, Ioana, că cum te caută ăia de la Europa FM, ăi! Nu e ăi, e la Cluj. Păi... No. 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 Asta no. E. Păi ce, la Cluj nu-i cu ăi? Ce faceți voi acolo, Ioana? Ei, cu ăi, mă, v-a trezit tot familia? Sărbătorim 1 iunie, da, cu soțul și copiii. Prin somn. Sunteți liberi, vă merge bine. Păi de asta se dorme. Da. V-au lăsat copiii să dormiți până la ora asta? Dar ce ați făcut cu păi ei? Păi dorm și ei, dorm și ei. Păi asta zic. Se doarme pe rupte. Să știi că da. Eu îi trezeam pe mei în mod special duminica, că atunci era singura zi liberă, la ora 6 dimineața. Serios, la 6 erai un copil foarte iubit. Umblam prin casă, strigam, deșteptarea! A, dar tu nu strigai deșteptarea? Da, frate, bravo. Serios. Te pregăteai. Cu tata se trezea cu capul vălbuie. Așa face și soțul meu. Și soțul tău face la fel? Da, ne terorizează pe toți. Se trezește de dimineață și... La ce oră se trezește soțul? La 5, la 6, la 7, la toate orele. Noi... Deodată. Până ne trezește și pe noi. Noi le înțelegem foarte bine. Da. Bine vă face. Cum mai, să dormiți da. Atât de mult? Mai spune-ne ceva despre tine, Ioana, în afara de necazurilor cu soțul, cu somnică. Cu ce te ocupi? Ce activități ai? Sunt profesoară. Ești profesoară? Profesoară de... Ce predai? Matematică. Ah, gata. Ai. M-am intimidat, eu nu o să mai zic nimic. Deja mă urăște jumătate din cei care ascultă. Sunte, cum? Profesoară de gimnaziu sau de liceu? Și și. Cum e mai frumos. Ioana? Da, când deschizi catalogul așa, unde deschizi? Mai la început sau mai la sfârșit? Da, nu, niciodată nu deschizi catalogul. Hai că încep să mai vine sufletul. Eu eram tare fericit când intra câte un profesor în clasă și spunea: "Ei, uite, astăzi deschidem catalogul de la sfârșit." Și începeam cu zafiu. Și de ce erai fericit? Eram între ghilimele. Scăpam de o grijă. Scăpam de o grijă, da, bravo. Ești la 4. Da. Ioana, dacă ești profesoară de matematică, știi să numeri 6 secunde, practic atât ai ca să răspunzi corect la întrebările pe care le lansăm noi. 4 întrebări, 4 răspunsuri corecte îți aduc 1600 de euro. Plecăm de la 200 și dublăm de fiecare dată, doar dacă tu vrei lucrul ăsta. Dacă vrei să te oprești după o întrebare, rămâi cu banii câștigați până atunci. Poți să dublezi, se dublează premiul.